Ce a făcut, mă? Crezi că le știi? N-am văzut ce a făcut. Nu-și găsește întrebările. S-a pierdut foaia cu întrebări. Vom lucra electronic în dimineața asta. Așa, tată, mulțumesc frumos. L-ai găsit? Auzi, da, nu te supăra, Luca, de ori aveai problema asta cu întrebările, nu? Ce se întâmplă? Ai tot căutat. Mai întâi n-au fost printate dintr-o eroare de numerotare a paginilor. Așa. Și ulterior s-a remediat, respectiv s-a printat și acum a dispărut cu totul foaia. Păi și le-ai sau nu le-ai? Cred că e ceva... E mescapă. Mână criminală. Da. Este suspect. N-avem, dar lucrăm de pe... Mă ajută Adi. Da. Cu laptopul și o să... Deci, cumva o rezolvăm. Vrei să citesc eu întrebările ca să le notezi repede? Mulțumesc. Nu, că le am în memorie, oricum. Da. Nu e bine. Hai, mă, că-ți dau laptopul. Bă, vino încă. De la asta. Deci, situația e bună. Domnul Luca? Eu nu cred. Și nu, aici nu sunt. Hai, fii atent. Ia laptopul meu. Așa. Să-l folosești, este un obiect modern. Să-l folosești cu plăcere. Asta ele nu sunt aici. Ele erau, dar acum nu sunt. Astea? Pardon? Astea nu sunt astea? Nu. Ești bine? Da, serios. Deci, puteți să vă uitați pe Facebook. Da. Se face acum o ședință. Ce ședință, mă, sunt? Una, și două, le găsim. Patru, ele cinci, sunt, mă, normal, numerotate. Mi-a făcut vreo manevră, adică e vreo glumă în desfășurare. Dar unde-i foaia? Că aveai foaia cu întrebările. Foaia s-a dus. Păi ce-ai făcut cu ea? Nu știu, mi-a fost furată. Ți-a fost furată? Ai rătăcit-o pe undeva? Cam pe unde ea? Ramona, bună dimineața! Fine, hai. Bună, Ramona! Bună dimineața! Ce faci? Bine, la birou. Da, tu ai emoții că Luca pare că e prăbușit. Iartă-ne că ți-am făcut atmosfera asta. Sper că nu te-am tensionat, dar să știi că noi ne descurcăm. No. Gata, tată, uite. Ce? Cineva a făcut frumos și au reapărut întrebările. Ai întrebările? Da. Gata, bravo. Ramona, toate bune? Da, da. Cu cine ești? Singură. Singura. Singur, singurel. Atât de singur. Ai 800 de euro de câștigat în dimineața asta. Singură, singurică. Aha. Ca să zic așa. Dar de ce ești așa supărată? Nu sunt supărată, cum? Emoționată. Fericită. Așa ești tu, fericită? Am emoții. Mai și vioaie. Cum e când ești supărată? Mai dinamică, mai vioaie, mai veselă. 800 de euro, ce faci cu 800 de euro dacă iei? Păi, eu găsesc, eu nu e asta o problemă. Repede, fii atentă, ai 800 de euro pe masă. Zi în 10 secunde, ce faci cu 800 de euro? Chiar vreau să-mi iau un telefon. Un telefon. Nu e rău. De Black Friday, da. O să-ți iei un coș de gunoi de la Constanța, că tot atâta e. Bine, Ramona din București are șansa să câștige în această dimineață 800 de euro. Plecăm de la 100 și dublăm până la 800 de fiecare dată. 6 secunde ai, Ramona, ca să răspunzi corect la fiecare întrebare. Știi asta, da? Și după aia tu te decizi dacă mergi mai departe, te oprești... Bănuiesc că ai mai ascultat jocul nostru la radio. Bine, păi, Luca, suntem gata? Avem totul? Da, e totul pregătit. Abia aștept să aflu ce s-a întâmplat. Bine, începem dublu sau nimic în deșteptarea cu Ramona. 100 de euro. Da, Ramona, posibil să-ți fi prins bine acum un ajutor la această primă întrebare, dar totuși e de notorietate... Cazul, așa că ar trebui să știi oricum. Ramona, spune-ne la ce echipă de fotbal este legitimat Lionel Messi? Barcelona. Nu, Paris Saint-Germain. Suntem mândri de voi. Bravo, Ramona, ai tres-o bine. Cum ai știut? Ești tare. Cum? Ți-ai și revenit așa. Da, adevărul, vezi, mă, ce înseamnă. Te-ai dezechilibrat pe bărnă și haț. A jucat o viață acolo. Știi Lionel că vorbeam înainte. Lionel se confundă cu Barcelona, da. N-avei cum. Eu și pe mine, dacă mai repede, tot la Barcelona, zic că știi? Încă păi e... așa mi-a venit prima oară. Da. Nu, dar te-ai echilibrat foarte bine, bravo. Excelent. Ai 100 de euro deja, sunt banii tăi câștigați la dublu sau nimic. Ce a fost mai greu a trecut? Vlade, te rog frumos să ia cursorul de pe ăsta. Păi, mă opresc aici. Te oprești aici? Nu crezi că te oprești aici? Ba da. Ce vrei?
Nu am nici ajutor și prefer să mă opresc aici. Păi asta a fost cea mai grea întrebare de până acum. Ramona? Nu, nu continui. Ce faci că nici fix nu ți-ai cu 100 de euro? Nu, serios, păi glumești. Îi pun acolo, dau avans. Ai, mă, e păcat. Ce trist sunt. Serios, te oprești aici sau glumești cu noi? Nu, nu glumesc, mă opresc aici. Vai, ce rușine. Nu, nu, dar noi nu ne așteptam la asta. Adică nu știm cum să facem. Asta da, tot îmi umblă până asta. Cine ți umblă, mă? Nu știu, mă. Stimați ascultători, dragi prieteni de pe Facebook, noi avem un desfășurător într-un fișier care se numește Google Drive, unde toată lumea poate un... Mă rog, un Luca, ceva. Luca descoperă acum calculatorul, internetul, lucrul. Le-au șters întrebările, le-au pus la loc, tot plimbă cursoare pe aici. Ori îmi virusa telefonul, ori îmi faceți ceva în dimineața asta. Da, Ramona nu mai vrea să continue. Ramona, te-ai mai relaxat? Continuăm și noi acum jocul? Nu, nu. O, țipă două, n-aveți ce face. Păi atunci ce să zic? Ne oprim și noi aici. Felicitări, Ramona, ai câștigat 100 de euro în această dimineață în deșteptarea la dublu sau nimic. Sunt banii tăi de o ciocolată, practic, nu? Da. De avans de telefon. Să-i adresăm întrebarea. Da. Uite, vrei să vezi cum era să câștigi 200 de euro? Simplu. Hai să vedem. Bine, Ramona, fii atentă. Dacă știi, eu propun să mergem înainte. Îi stricăm lui Luca toate întrebările. Întrebarea pentru 200 de euro era... Atenție! Trebuie să răspunzi la fel, în 8 secunde. 6. 6 secunde. S-a mai scurtat, știți. 5. Ramona, ce viciu are un cartofor? Nu știu. Nu știi, știi, dar nu vrei să spui. Că ți-e rușine. Rupe cartofii prăjiți. Da, practic, e fiert pe cartofi. Hai, mă, Ramona. Cartoforul, ce face cartoful? Cartofează. Ce face cartoful? Cartoforul cartoforează. Zici ce face cartoforul? Cartoforul? Curăță cartofi? Da, e un viciu e masiv. Ești în promo, gata. Ce face cartoforul? Curăță cartofi? Bravo! Nu. Nu curăță cartofi. Îi place Macaua. Cu cărțile de joc? Asta, cărțile de joc. Uite că una peste alta, Ramona, ai fost foarte inspirată. Te-ai sucit bine la întrebarea cu Messi, te-ai oprit când a trebuit. Ai încasat o sutică. Pește mic, pește bun. Omule, de când am mai auzit asta, mi-e rău. Mulțumim. Așa că, Ramona, felicitări. Felicitări, Ramona. Dă-ți avans de telefon. Mergem înainte. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.